stau de vorbă pentru început cu reprezentantul Comisiei pentru Onomastici și, de fapt, onomastologul, specialistul în onomastică și toponimie, dacă am spus bine, al acestei comisii. A spus perfect. Mulțumesc. Liniște. Vă rog să vă prezentați. A spus perfect. Mă numesc Aristide Ionuț și sunt, într-adevăr, în afară de faptul că sunt onomastolog, sunt, nu-i așa, cum a spus, și toponimist, sunt, bineînțeles, în modul în care se fac urările, trebuie să urmăresc, trebuie să fiu, nu-i așa, cum se spune, când... La mulți ani. Nu la mulți ani, când ai un strigăt. Când ai un strigăt. Așa, deci când sigur, deci când se spune așa, este o interjecție, este onomatopee, sunt onomatopist de asemenea. Inventați onomatopei? Trebuie să inventăm pentru fiecare de trecere. Deci ultima pe care ați inventat-o, cum sună? Oli. Ce e asta? Cui se adresează? Oli când nici nu-ți place foarte tare, când nici nu te bucuri, dar nici trist nu ești. Deci puneți această onomatopee într-o propoziție. Deci, de exemplu, se spune, apar sarmalele, spune cineva, și noi spunem Oli. Deci... Bă, asta adică sună mai mult cu vai sau... Da, cu... păi nu te poți bucura foarte tare, adică da. Adică ei și cam așa. Ai Oli sec, ei și. Oli sec? Da, se Oli sec. Dumneavoastră, practic, introduceți noi sunete în limbajul popular, în vorbirea curentă. Rămânem prospătați, sigur că da. Da? Oli, deci aș vrea, dacă mi îngăduiți, să vă rog să-mi dați câteva detalii despre Revelionul din acest an. Acum 2 ani, cum se numea Revelionul? Cum propuneați să se numească? Propuneam atunci să cheme sculărie, pentru că era un termen profund românesc de a te scula dintr-un somn, de a te ridica, nu? Din, ne gândeam la francezul reveille. Astăzi am studiat mult mai mult în ultimii 2 ani și am reușit să găsesc, pentru că acum putem să ne întoarcem la o rădăcină franceză, ne așa putem să ne întoarcem la rêve, rêve care înseamnă a visa, un vis, nu un vis, rêve. Apoi ne întoarcem în Grecia, nu la Eol, la Eolion. Eolion, care este vântul. Eolion. Da, deci vânt. Dar Eolion, doamne, de ce vorbești la microfon? Ce e Eolion? Eolios. Așa? Bineînțeles, la un alt caz. Așa, se întoarcem, deci, visul la vântul, visul care se duce în vânturi. Ca vântul, voare ca vântul. Voare și ca vântul, se duce visul spre vânturi. Deci, este o vânare de vânt, cum spuneam cântăreți. Apoi putem evoca atâția fotbaliști, Revelli, care e un mare fotbalist francez. Apoi am scos litera, putea să se cheme Ravelion, nu? Sau... Ravel este un compozitor. Și, nu, și Revelli, care a fost un portar de care nu vrem să ne amintim, nu? Că ne-a apărat, ne-au scos, vedeți, ne-au fugi, ne-a mers, nu? Da. Deci, din cauza aceasta trebuie să introducem sufixul românesc oiu, să rămână... Care e sufixul românesc? Sufixul românesc al actualității, oiu. Deci sufixul românesc al momentului este oiu. Oiu, bineînțeles, pentru că știm că suntem popor mioritic, dar întotdeauna am avut o voință masculină, putem să spunem oaie sau așa, oiu. Și acesta s-a indus în toate numele românești. Vă rog să amplificați puțin ideea, să nu o lăsați așa în vânt. Eu nu o las în vânt. Pe câți ciobani ați auzit strigându-și mioara oiu? Oiu. Nu strigă mioara, dar oiule sunt berbeci care conduc turma, sunt, bineînțeles, în cadrul turmelor de vite, există... Și dacă oaia este oi, oiu, vaca, cum s-ar chema? Sună urât destul de voiu, știu eu cum se poate. Cum s-ar chema? Voiu. Voiu? Da. Dar n-a spus că e sufix? Păi este un... vaca este rădăcina și aplicat... Păstrăm doar V atât la rădăcina vacii, atât V. Atât? A, și rămâne rădăcina scurtă, V. Da, voiu, voiu. Voiu? Da. A, și bou cum e? Boiu. Sună mult mai apropiat. Apropiat, da. Deci voiu și boiu. Da. Ar fi vaca și respectiv soțul ei. Nu, este toiu. Este voiu și toiu. Soțul face taurul. Care taurul, toiu, frumos. Superb, superb explicația. Și unde vrea să ajungeți? Deci Revelionul nostru, cum se va chema? Da, deci se va chema Revelioiu. Revelioiu. Sună și ca un nume. Bravo! Revelioiu! Revelioiu!
Mulțumesc. Acest oi care vine, oi, oiu, da, deci ca meu nou, acest oi ar putea să, să arate și deziderate națiunii. Oi mai apuca un alt revelion, oi mai... mai revelion mai apuca de oi mai... Revelion, oi, la oi m-aș duce.